Un nou capitol se deschide pentru educația preșcolară din o Mare. Odată cu apropierea de finalizare a lucrărilor la două dintre instituțiile sale educaționale, în plin proces de modernizare, grădinița de pe strada Decebal a ajuns deja la pragul de 85% din lucrările programate, anticipând finalizarea proiectului până la sfârșitul acestui an. În această fază avansată, eforturile se concentrează asupra împrejmuirii sigure a perimetrului, amenajarea curții interioare și a spațiului de joacă, precum și echiparea cu mobilier nou. Toate menite să creeze un mediu propice pentru dezvoltarea armonioasă și educația copiilor. Lucrări care au început de ceva vreme și care se află în desfășurare, se apropie de finalizare, sunt cele două grădinițe. Lucrările la grădinița nouă de pe strada Decebal numărul 11 sunt destul de avansate. Acestea sunt finalizate în proporție de 85%. Mai sunt de executat acolo împrejmuirea, amenajarea curții, amenajarea locului de joacă, dotarea cu mobilier. Execuția lucrărilor va fi finalizată până la sfârșitul anului, dar nu va fi dată imediat în folosință, urmând ca în perioada imediat următoare execuției să fie obținute toate autorizațiile, avizele și acordurile pentru funcționare. Deși finalizarea construcției este preconizată pentru perioada imediat următoare, punerea în funcțiune a grădiniței va urma după obținerea tuturor autorizațiilor necesare a vizelor și acordurilor care garantează îndeplinirea standardelor pentru o funcționare impecabilă. În paralel, situația este similară și pentru grădinița de pe Petru Maior, care urmează același traseu meticulos către inaugurarea oficială, aceste progrese semnificative subliniază angajamentul administrației locale față de crearea unor infrastructuri educaționale la cele mai înalte standarde, reiterând promisiunea unui viitor luminos pentru generațiile tinere din Sânicolau Mare. Orașul nostru își consolidează astfel fundația pentru o comunitate educată și bine pregătită să răspundă provocărilor viitoare.